La răscruce de vânturi de Emily Bronte Capitolul 21 În ziua aceea am dus-o greu cu micuța Cathy. S-a asculat foarte veselă și grăbită să-și întâlnească vărul, iar vestea plecării lui a fost urmată de lacrimi și plânsete atât de amarnice încât chiar domnul Edgar a fost silit să o mângâie, spunându-i că Linton se va întoarce curând, adăugând însă dacă îl voi putea aduce dar slabă nedejde să o poată face. Promisiunea asta o liniști prea puțin. Dar timpul are multă putere și, cu toate că din vreme în vreme îl mai întreba pe tatăl ei despre întoarcerea lui Linton, când îl revăzu, chipul lui se ștersese așa de mult din amintire, încât nu-l recunoscu. Ori de câte ori întâlneam din întâmplare pe menajera de la Wuthering Heights, ducându-se după treburi la Gimmerton, Aveam obiceiul să o întreb cum îi merge tânărului stăpân, căci el trăia aproape tot atât de izolat ca și Catherine. Nu îl vedeai niciodată. De la femeie am aflat că sănătatea îi rămăsese tot șubredă și era foarte obositor pentru cei din jur. Mi-a spus că domnul Heathcliff părea să fie din ce în ce mai dezgustat de băiat, cu toate că se străduia să nu o arate. Nu putea suferi nici măcar să-i audă glasul, și niciodată nu sta mai mult de câteva minute în aceeași încăpere cu el. Rare ori vorbeau între ei. Linton își învăța lecțiile și își petrecea serile în odăița căreia îi ziceau ei salon. Sau ședea toată ziua culcat în pat, căci mereu era răcit, ori tușea, ori era rău, ori avea dureri de un fel sau altul. În viața mea n-am văzut o făptură atât de plăpândă ca băiatul ăsta, adăugă femeia, și nici atât de grijulie față de sine. Să vezi ce mi-au durechile dacă las fereastra deschisă ceva mai mult. Parcă l-ai omorât dacă îl lași să respire aerul nopții. Și în miezul verii trebuie să-i fac focul, iar pipa lui Joseph e o travă pentru el. Tot timpul cere dulciuri și acadele și mereu lapte, lapte mereu, fără să-i pese că noi ceilalți n-avem iarna niciun strop. Șa de acolo în scaunul lui, înfășurat într-o haină îmblănită, cu prăjituri și apă. Sau vreo doctorie din care să soarbă, puse toate pe grătarul căminului în fața lui. Iar dacă Herten, din milă, vine să-l distreze, Herton nu-i rău din fire, chiar dacă e cam bădăran. Se despart sigur, unul înjurând și celălalt plângând. De n-ar fi băiatul lui Stăpânul ar răsufla ușura dacă înșo iar trage o palmă zdravână. Și sunt sigură că ar fi gata să-l dea afară din casă dacă i-ar vedea numai jumătate din răspățuri. Dar stăpânul nu se lasă dus în ispită. Nu intră niciodată în salon. Iar dacă Linden apare în camera unde se află el, îl trimite neîntârziat sus. Din spusele ei, am dedus că lipsa de simpatie l-a făcut pe tânărul Heathcliff egoist și urâcios. Dacă nu fi fost așa din fire. De aceea, interesul meu pentru el se micșoră, cu toate că soarta lui mă îndurera și mi-ar fi plăcut să fi rămasă la noi. Domnul Edgar mă îmboldea să aflu vești. Cred că se gândea mult la el și era chiar dispus să riște o întâlnire cu Heathcliff, numai ca să-l poată vedea. Așa încât, într-o zi, mi-a spus să o întreb pe menajeră dacă nu cumva băiatul se duce vreodată în sat. Ea mi-a spus că n-a fost decât de două ori călare, însoțindu-l pe tatăl său și de ambele dăți a pretins, timp de trei sau patru zile după aceea, că se simte istovit. Menajera a plecat din casă, dacă mi-aduc bine aminte, la doi ani după venirea lui Linton și a fost înlocuită cu o femeie pe care nu o cunoșteam. Aceasta e și azi acolo. Timpul a trecut apoi la Grange, tot atât de plăcut ca și mai înainte, până când domnișoara Cathy, am plinit 16 ani. Nu îi sărbătoream niciodată ziua nașterii care era și comemorarea morții fostei mele stăpâne. Tatăl ei își petrecea ziua aceasta întotdeauna singur, în bibliotecă, iar când se însera, se ducea pe jos până la cimitirul din curtea bisericii de la Gimmerton, unde sta adeseori până la miezul nopții. De aceea Catherine trebuia să se distreze singură, așa cum o tăia capul. În anul acela, Ziua de 20 martie fu o minunată zi de primăvară, iar după ce tatăl se retrăsese, tânăra mea domnișoară coborâ îmbrăcată pentru plimbare și mi-a dus la cunoștință că-i ceruse voie să meargă cu mine până la poalele dealurilor. Și el era de acord dacă nu ne îndepărtăm prea tare de casă și dacă nu întârzia mai mult de un ceas. Grăbește-te, Alan!" strigă ea. Vreau să merg acolo unde s-a așezat un câr de cocoș de munte!" Vreau să văd dacă și-au făcut cuiburile. Trebuie să fie cam departe, i-am răspuns. Găinușele clocesc în preajma tufișurilor. Ba nu, nu-i departe. Am fost cu tăticul până în apropiere. Mi-am pus boneta și am pornit-o la drum, fără să mă mai gândesc la nimic. Ea zburda înaintea mea și se întorcea din nou lângă mine. Apoi iar pleca, săltând ca un ogar, la început mi-a plăcut tare mult, căci auzeam cântecul ciocărilor din apropiere și din depărtare, bucurându-mă de razele soarelui dulce și cald. În același timp, o urmăream și pe mica mea răsfățată, bucuria mea. Cu buclele de aur despletite pe spate, cu obrajii frumoși, atât de ginga și puri în prospețimea lor de trandafir sălbatic, cu ochii strălucitori de bucurie senină. În zilele acelea, era o făptură fericită, un adevărat înger. Păcat că nu s-a putut mulțumi cu ceea ce avea. Bine, domnișoară Cathy, unde sunt cocoșii? Trebuia să fie ajuns până acum la ei. Gardul parcului de la Grange a rămas de mult în urma noastră. Încă puțin, Alan, numai un pic mai departe, Alan, Răspunde într-una. Te pe movila aceea, cobor râpa și până ajungi tu în partea cealaltă, eu am să trezesc toate păsările dar erau atâtea movile de urcat și râpe de coborât, încât în cele din urmă am început să obosesc. I-am spus că trebuie să ne oprim și să ne întoarcem acasă, deoarece mă lăsase mult în urmă, i-am strigat să stea. Dar nu știu, ori nu mă auzea, ori nu-i păsa, căci am văzut-o sărin mai departe, iar eu am fost elită să urmez. În cele din urmă, dispăru într-o văgăună și înainte de a da din nou cu ochii de ea, Ajunsese cu două mile mai aproape de Wuthering Heights decât de casa ei. Am văzut cum o opresc în loc două persoane, dintre care una, m-am convins imediat, era chiar domnul Heathcliff. Cathy fusese prinsă asupra faptului. Ori prăda, ori în cel mai bun caz, căuta cuiburile cocoșilor de munte. Ținutul acela era moșia lui Heathcliff, așa că el începuse să o dojenească. N-am luat și n-am găsit niciun cuib," zicea ea pe când mă trudeam să mă apropii de ei. Apoi îi arăta și mâinile pentru a adeveri ceea ce spusese. N-aveam de gând să le iau, dar tăticul mi-a spus că pe aici sunt o mulțime de cuiburi și doream să văd douăle. Heathcliff îmi aruncă o privire însoțită de un zâmbet răutăcios, arătându-mi astfel că știe cu cine stă de vorbă și că deci nu se va arăta prea binevoitor. Totuși o întrebă cine era tăticul. Domnul Linton, de la Thrush Cross Grange," răspunse ea. Cred că nu-l cunoașteți, căci altfel n-ați fi vorbit în felul acesta cu mine." Așadar, dumneata, crezi că cu este foarte estimat și respectat?" Hm. Și cine ești dumneata?" întrebă Catherine privindu-și cu multă curiozitate interlocutorul. Pe tânărul acesta l-am mai văzut." E fiul dumitale? și arătă spre celălalt individ, spre Herton, care nu se schimbase prea mult, cei doi ani care trecuseră l-au făcut doar mai voinic și mai puternic. Părea tot atât de stângaci și de grosolan ca și înainte. Domnișoară fi? de când am plecat au trecut trei ceasuri în loc de unu. Trebuie să ne întoarcem numai decât acasă, am zis eu. Nu, tânărul acesta nu-i fiul meu, răspunse Heathcliff dându-mă la o parte. Dar eu am un fiu pe care l-ai mai văzut și cu toate că guvernanta dumitale e grăbită, cred că atât dumneata cât și ea aveți nevoie de puțin odihnă. Nu vrei să ocolești această movilă cu bălării și să vii până la mine? După un scurt popas o să ajungeți mai ușor acasă, iar la mine sunteți binevenite. Eu i-am șoptit micii mele stăpâne să nu primească sub niciun motiv propunerea. De ce? întrebă ea cu glas tare. Sunt obosită de atâta alergătură și pământul e ud de rouă, așa că nu mă pot așeza jos. Hai să mergem, Ellen. De altfel, spune că l-am mai văzut pe fiul lui. Eu cred că se înșală, dar bănuiesc unde locuiește, în casa aceea de la fermă unde m-am oprit, întorcându-mă de la stâncile Peniston. Nu-i așa? așa e. Haide, Nelly, ține -ți gura. O să fie o plăcere pentru ea să ne vadă la noi acasă. Herten, du-te înainte cu fata. Dumneata, mergi cu mine, Nelly. Nu, n-are să intre într-o asemenea casă. Am strigat luptându-mă să-mi desfac brațul din mâna lui. Dar ea ajunsese aproape de pietrele din fața porții după ce înconjurase în goana mare cu amadealului. Însoțitorul ei nu se strădui să o urmeze. Se a bătut din drum și apoi dispăru. Faci foarte rău, domnule Heathcliff. Știi și știu prea bine că ai gânduri rele. Acolo o să-l vadă pe Linton și cum ajungem acasă o să povestească totul, iar eu o să trag ponoasele. Vreau să-l vadă pe Linton. De câteva zile arată mai bine. Nu se întâmplă prea des să poată primi lume. Și de ce să o convingem să păstreze secretul acestei vizite? Unde vezi tu răul? Răul e că tatăl ei mă va urî dacă, dacă va afla că i-am îngăduit să intre în casa dumitale și sunt convinsă că ai intenții rele, încurajându-o să facă acest lucru. Planul meu e cât se poate de cinstit. Am să ți-l dezvălui de altfel. Vreau ca cei doi veri să se îndrăgostească unul de altul și să se căsătorească, Fapta mea e plină de mărinimie față de stăpânul tău. Tânăra lui urmașă n-are nicio perspectivă. Și dacă faci așa cum doresc eu, va fi asigurată în calitate de comoștenitor cu Linton. Dacă Linton moare, i-am răspuns, și viața lui este foarte puțin sigură, îl va moșteni Catherine. Nu, nu îl va moșteni. În testament nu e nicio clauză care prevede așa ceva. Averea lui trece asupra mea, dar pentru a evita orice discuție, doresc unirea lor și sunt hotărât să o înfăptuiesc. Iar eu sunt hotărâtă să nu se mai apropie niciodată de casa dumitale. Tocmai ajunsesem la poartă unde ne aștepta dormișoara Cathy. Heathcliff îmi să mă potolesc și, pornind înaintea noastră pe potecă, se grăbi să deschidă ușa. Tânăra mea domnișoară îi aruncă mai multe priviri, având aerul că nu știe exact ce trebuie să creadă despre el iar când îi întâlni privirea, el îi zâmbi și când îi vorbi, își îndulci glasul. Iar eu am fost destul de proastă ca să-mi închipui că amintirea mamei ei l-ar putea face să renunțe la planurile lui dușmănoase. Linton stătea în fața căminului. Fusese la plimbare pe câmp căci avea șapca pe cap și tocmai îi poruncea lui Joseph să-i aducă o pereche de ghete uscate. Crescuse înalt pentru vârsta lui. Mai avea câteva luni până să împlinească 16 ani. Trăsăturile îi erau încă frumoase, ochii și obrajii mai strălucitori decât îi țineam eu minte, cu toate că păreau de o strălucire trecătoare, împrumutată de la aerul sănătos și soarele binefăcător de afară. Ei, acum îl recunoști?" întrebă domnul Heathcliff, întorcându-se către Cathy. Poți să-mi spui cine e?" Fiul dumitale, zise ea după ce se uită cu îndoială când la unul, când la celălalt. Da, da, dar spune, nu l-ai mai văzut niciodată? Ia gândește-te. Ai memoria cam scurtă. Linton, nu-ți mai aduci aminte de verișoara ta pentru care mai ai necăjit atâta dorin să o vezi? Ce? Linton? strigă fi încântată și surprinsă la auzul acestui nume. ăsta e micul Linton? Păi e mai mare decât mine. Tu ești Linton, Tânărul înaintă câțiva pași și se prezentă. Ea îl sărută cu căldură și se priviră amândoi, uimiți de schimbarea pe care timpul o adusese în înfățișarea lor. Catherine crescuse înaltă, trupul era împlinit și totodată zvelt, pe cât de suplu, pe atât de puternic, iar întreaga ei înfățișare radia sănătate și vioiciune. Privirile și mișcările lui Linton erau însă languroase. Trupul foarte firav, dar avea ținut o anumită grație care îi micșora aceste defecte, așa că nu era respingător. După ce își manifestară reciproc bucuria, Kathy se duse la domnul Heathcliff, care stătea liniștit lângă ușă, cu atenția împărțită între ceea ce se petrecea în odaie și ceea ce se petrecea în grădină. Pretindea că privește afară, dar, de fapt, urmărea numai ceea ce se petrece în interior. Atunci, dumneata, ești unchiul meu." Strigă ea, înălțându-se pentru a-l îmbrățișa: Mi s-a părut că mi-ești drag, cu toate că la început ai fost cam urâcios. Pentru ce n-ai venit împreună cu Linton să ne faceți o vizită la Grange? Să trăim atâția ani așa de aproape unii de alții, fără să ne vedem? Nu-i curios? Pentru ce? Am fost o dată sau de două ori, înainte de a te naște Dumneata, și chiar asta a fost prea mult, îi răspunse. Las-o dracului. Dacă ai sărutări disponibile, dă le lui Linton. Nu le risipi cu mine. Ești o răutăcioasă, Alan, exclamă Catherine zburând spre mine și copleșindu-mă cu mângâierile ei infocate. Ești o răutăcioasă, Alan, dacă ai încercat să mă împiedici de a veni aici. În viitor am să fac această plimbare în fiecare dimineață. Îmi dai voie, unchiule? Și câteodată am să-l aduc și pe tăticu, nu e așa că o să-ți facă plăcere să ne vezi? Firește, răspunse unchiul, ascunzându-și cu mare greutate o grimasă de dispreț. Avea o profundă aversiune pentru acești eventuali musafiri. Dar stai, continuă el întorcându-se către tânăra domnișoară. Acum, gândindu-mă bine, cred că-i mai cu minte să spun că domnul Linton are ceva împotriva mea. Ne-am certat odată cu o violență rușinoasă pentru doi creștini și dacă îi spui că vii aici, îți va interzice să ne mai vizitezi. De aceea, dacă ți să-l mai vezi pe vărul dumitale, nici nu trebuie să-i pomenești că ai fost aici. Poți să vii, dacă vrei, dar fără să știe el. Pentru ce v-ați certat? Întrebă Catherine foarte abătută. Mă socotea prea sărac pentru a mă căsători cu sora lui. Și a fost supărat când am luat-o, Mândria i-a fost rănită și nu mă va ierta niciodată. Foarte rău, zise tânăra domnișoară. Odată am să-i spun asta și lui. Dar Linton și cu mine nu avem niciun amestec în cearta voastră. Atunci n-am să mai vie eu aici, să vină el la Grange. Pentru mine e prea departe, murmură vărul ei. Un drum de patru mile mă omoară. Nu, domnișoară Catherine, vin o dumneata din când în când pe la noi. Nu chiar în fiecare dimineață, o dată sau de două ori pe săptămână. Tatăl aruncă fiului său o privire de dispreț. Mă tem, Nelly, că muncesc degeaba, mârâi el către mine. Domnișoara Catherine, cum îi zice acest soar bezeamă, va descoperi ce-i poate pielea și îl va da dracului. Ei, hey, de era Herton, Știi că de 20 de ori pe zi regret că nu-i hert în fiul meu cu toată decăderea lui? L-aș fi iubit pe băiatul ăsta dacă ar fi fost al meu. Hu! Cred însă că ea nu se va putea îndrăgosti de Herton. Totuși, dacă acest prăpădit de lintă nu se iuțește, am să-l fac pe Herton rivalului. După socotelile noastre, cu greu va trăi peste vârsta de 18 ani. Lua l-ar dracu de individ nesărat. E ocupat să-și usuce picioarele și nici nu se uită la ea. Linton! Da, tată. N-ai nimic de arătat verișoarei tale prin curte? Nici măcar un cuib de iepuraș sau de nevăstuică? Condu-o, înainte de a schimba ghetele. Du-o în grădină și în grajd, să-ți badă calul. N-ai preferat să șezi aici? Întrebă Linton, adresându-se lui Cathy pe un ton care exprima toată oroarea lui de a mai ieși din casă. Știu și eu? Nu știu, răspunse ea, aruncând spre ușă o privire în care îi se citea dorința vădită de a se mișca. El rămase pe scaun și se ghemui mai aproape de foc. Heathcliff se ridică, se duse în bucătărie și de acolo ieși în curte de unde îl strigă pe Herton. Herton răspunse și intra amândoi în casă. Tânărul pe semne se spălase după cum se vedea. Obrajii erau aprinși și părul lud oh, trebuie să te întrebe pe dumneata unchiule, strigă domnișoara Cathy, amintindu-și spusele fostei menajere. Acesta nu-i vărul meu, nu e așa? Ba da, e nepotul mamei dumitale. Nu-ți place? Catherine părea nedumerită. Nu e băiat frumos? Mica mea obraznică se ridică în vârful picioarelor și șopti ceva la urechea lui Heathcliff. El începu să râdă. Herton se întunecă. Mi-am dat atunci seama că e cât se poate de sensibil la cea mai mică lipsă de respect și e oarecum conștient de inferioritatea lui. Dar stăpânul sau protectorul său îi alungă încruntarea, exclamând: Pe tine are să te prefere dintre noi toți, Herton." Zice că ești un. un ce? În fine, ceva foarte măgulitor. Așadar, ai suplim tu prin fermă și bagă de seamă să te porți ca un gentleman nu spune vorbe urâte, nu căsca ochii la ea când nu se uită la tine și grăbește-te să-ți ascunzi fața când se uită. Iar când vorbești, rostește cuvintele încet și scoate mâinile din buzunare. Acum pleacă și distrează-o cât poți mai bine. Heathcliff îi urmări din ochi până când trecură prin fața ferestrei. Herton mergea fără a-și privi tovarășa cu fața complet întoarsă de la ea. Părea că cercetează împrejurimile, atât de cunoscute lui cu interesul unui străin și al unui artist. Catherine îl privea cu coada ochiului, dar fără pic de admirație. Apoi început să caute singură ceva care să o distreze, pășind ușoară și veselă și fredonând o melodie pentru a înlocui lipsa de conversație. I-am lega limba. Nu v-a îndrăzni să rostească nicio silabă cât timp va sta cu ea. Nelly, tu ți aduce aminte de mine când eram de vârsta lui?" Adică nu, cu câțiva ani mai tânăr. spune tot atât de prost în păream. Eram tot atât de nătărău, cum zice Joseph. Mai rău, erai și mai posac. Mie îmi place, continuă el gândindu-se cu glas tare. E singurul care a răspuns așteptărilor mele. Dacă ar fi fost prost din naștere, plăcerea mea ar fi fost numai jumătate din ce este. Dar nu-i prost și înțeleg toate sentimentele căci le-am trăit și eu. De pildă știu perfect cât suferă în clipa asta și nu-i decât începutul suferințelor lui. Dar el nu va putea scăpa niciodată din ghearele grosolăniei și ale ignoranței. Eu l-am prins mai strâns decât m-a prins nemernicul la de tată sau pe mine. Și l-am împins și mai jos, căci el e mândru de grosolănia lui. L-am învățat să nu disprețuiască și să considere prostie și slăbiciune tot ce nu ține de simțuri. Nu crezi că Hindley ar fi mândru de fiul lui dacă ar putea să-l vadă? Cel puțin tot atât de mândru cât sunt eu de al meu. Dar există o deosebire. Unul e aur folosit drept piatră de caldărâm, iar celălalt, tinichea lustruită, menite să imite un serviciu de argint. Al meu n-a avut nimic de preț. Voi avea totuși meritul de a-l face să ajungă cât de departe poate ajunge un material atât de slab? A lui a avut calități de primul ordin, dar s-au pierdut. Eu am făcut ceva mai rău decât a Eu n-am nimic de regretat. El însă ar avea de regretat mai mult ca oricine. cine. Știu prea bine asta. Dar ceea ce e și mai frumos e că Herton mă iubește necrezut de mult. Recunoști că aici l-am bătut pe Hindley. Dacă nemernicul acela s-ar putea scula din mormânt ca să-mi ceară socoteală de tot ceea ce a suferit Herton, aș avea plăcerea să-i văd odrasla alungându-l înapoi în groapă, indignat că îndrăznește să se atingă de singurul prieten pe care îl are pe lume. La ideea asta, Heathcliff izbunit într-un râs diabolic. Nu i-am răspuns căci am văzut că nu aștepta niciun răspuns. Între timp, tânărul nostru tovarăș care era așezat prea departe de noi ca să poată auzi ce le spuse, început să dea semne de neliniște, regretând probabil că, de teama unei eventuale oboseli, renunțase la plăcerea de a fi împreună cu Catherine. Heathcliff observă privirile neliniștite ale fiului său, îndreptându-se către fereastră și mâna întinsă cu nehotărâre spre șapcă. Scoală-te, leneșule!" exclamă el cu o simpatie forțată. Fugi după ei! Sunt chiar la colț, lângă stupi! Linton își adună puterile și își părăsi locul de lângă vatră. Fereastră era deschisă și, după ce ieși afară, am auzit-o pe Catherine întrebând pe morocănosul ei însoțitor ce sens avea inscripția de deasupra ușii. Herton căscă ochii și se scărpină în cap ca un adevărat neghiob, o fi ceva scris cu literele alea blestemate, dar nu le pot citi. Nu știi să citești? Eu le pot citi. E scris în englezește. Dar vreau să știu pentru ce sunt scrise acolo. Linton început să râdă batjocoritor. jocoritor. Era prima manifestare de bucurie pe care o arăta. Nu știe să citească, își lămurie el verișoara. Ai fi putut crede că există pe lume un prostănac atât de mare E zdrav în la minte orno? Întrebă domnișoara Cathy cu seriozitate. I-am pus până acum două întrebări, dar de fiecare dată m-a privit atât de stupid încât am impresia că nu m-a înțeles. E adevărat că și eu prind cu destulă greutate ce spune el. Linton râse din nou uitându-se disprețuitor la Herton, dar în momentul acela Herton părea că nu pricepe prea bine ce se petrece cu el. Nimic altceva decât lene. nu e așa, înșa. Verișoara mea crede că ești idiot. Iacă, acum vezi și tu ce înseamnă să disprețuiești buchiseala, cum îi zici tu. Ai observat, Catherine, cât de urât pronunță? Ca la Yorkshire. La ce dracu mi-ar folosi? Mărâi Herton, care părea dispus să răspundă mai degrabă lui Linton, tovarășul lui de fiecare zi. Herton era pe cale să mai adauge ceva, dar cei doi tineri începură să râdă gălăgios. Zăpăcita mea de domnișoară fiind foarte încântată că se poate distra pe socoteala pronunțării lui bizare. Ce rost are dracu în propoziția asta?" zise lintă în chicotin. Ți-a spus tăticu să nu scoți nicio vorbă urâtă, dar tu nu poți deschide gura fără să nu rostești una. Încearcă să te porți ca un gentleman. Haide!" Te n-ai fi mai mult fată decât băiat?" te-aș trânti la pământ chiar în minutul ăsta. Și să știi că aș face-o, slăbănoc prăpădicești. Apoi se retras în timp ce fața îi se aprinse de mânie și umilință. Era conștient că fusese insultat, dar nu știa cum să reacționeze. Domnul Heathcliff, care auzise ca și mine convorbirea lor, zâmbi când îl văzu plecând, dar imediat după aceea aruncă o privire încărcată de o ciudată aversiune spre perechea vorbăreață care se oprise în pragul lui și pălăvrăgind. Linton se însuflețise de-a de enumerând cusururile și lipsurile lui Herton și istorisind fel de fel de lucruri în legătură cu purtarea acestuia. Iar fata îi gusta vorbele răutăcioase și pline de dispreț, fără să-și dea seama că ele dezvăluie, în primul rând, caracterul urât al povestitorului. Din partea mea, începuse mai degrabă să-l detest pe Linden decât să-mi fie milă de el și să-l scuz în oarece măsură pe tatăl său pentru că nu-l prețuia. Am stat până după masa căci n-am putut o lua pe domnișoara Cathy mai devreme de acolo. Din fericire, stăpânul nu ieșise din camera lui, așa că nu aflase cât de mult lipsisem. În drum spre casă, aș fi vrut să o lămurez pe protejata mea despre caracterul oamenilor de la care plecasem, dar îi intrase în cap că eram pornită împotriva lor. Aha, strigă ea, tu ții cu tătii cu Alan, ești părtinitoare, știu, căci de n-ar fi așa, nu mai fi păcălit atât mari de ani, spunându-mi că lintă înlocuiește departe de noi. Sunt într-adevăr foarte supărată, dar pe de altă parte atât de încântată că l-am regăsit, încât nu-mi pot arăta supărarea însă acum trebuie să ți ții gura și să nu spui nimic despre unchiul meu. E unchiul meu, nu uita, și am să-l cer pe tata pentru că a rupt legăturile cu el. Și continuă pe tonul acesta până am renunțat să o convin că greșește. În seara aceea n-a vorbit despre vizita ei pentru că nu l-a văzut pe domnul Linton. A doua zi însă, spre marele meu necaz, s-a dat totul pe față. Cu toate acestea, nu eram chiar tristă, socodind că tatăl ar fi putut o îndruma și păzi pe că fi mult mai bine decât mine. Dar el era prea timid și nu folosea argumente destul de puternice ca să-și justifice dorința de a nu avea nicio legătură cu cei din casa de la Heights, Iar Catherine cerea argumentele bine întemeiate pentru orice fel de îngrădire adusă voinței sale de copil răsfățat. Tăticule!" exclamă ea după ce își spusese răbună dimineața. Ghiși pe cine am văzut ieri când m-am plimbat pe dealuri. Tăticule, ai tresărit. Va să zic că te simți vinovat? nu e așa? Spune. Am înțeles eu, dar ascultă-mă și am să spun cum am descoperit totul. Iar Alan, care e aliata ta, se prefăcea că e milă de mine, ori de, ori de câte ori mă vedea dezamăgită și spuneam că sper ca Linton să se întoarcă iarăși la noi. Cathy I-a făcut o descriere fidelă a excursiei și a consecințelor ei, iar stăpânul meu, cu toate că mi-a aruncase mai multe priviri pline de reproș, nu spuse nimic până ce nu îi sprăvi. Apoi o trase lângă el și o întrebă dacă știe pentru ce i-a ascuns faptul că Linton e atât de aproape de ea și pentru ce i-ar fi refuzat o plăcere dacă ar fi putut o gusta fără să-i dăuneze. Pentru că nu-ți place Heathcliff." atunci tu crezi că mi în pasă mai mult de sentimentele mele decât de ale tale, Cathy. Nu, nu pentru că nu-mi place domnul Heathcliff, ci pentru că domnul Heathcliff nu mă poate suferi pe mine. E cel mai diabolic om din câți am văzut. Se bucură când îi poate nedreptăți și ruina pe cei pe care îi urăște, dacă aceea îi oferă cel mai mic prilej. Știam că n-ai să poți menține relația cu vărul tău fără a intra în contact cu acel om și știam câteva urâ din pricina mea. Așadar, spre binele tău și pentru nimic altceva, am luat măsuri ca să nu-l mai vezi pe Linton. Aveam de gând să-ți explic acest lucru odată, când vei fi mai mare. și îmi pare rău că am amânat atâta. Dar domnul Heathcliff a fost foarte prietenul stăticule. Observă Catherine fără a fi fost câtuși de puțin convinsă de spusele tatălui ei. Și nu s-a împotrivit dorinței noastre de a ne vedea, și a spus că pot veni în casa lui ori de câte ori îmi face plăcere. Numai că nu trebuie să spun ție, deoarece v-ați certat și nu vrei să-l ierți pentru că s-a căsătorit cu mătușa Isabela. Și văd că nu-l ierți. Tu ești singurul vinovat. El, cel puțin, e dispus să ne lase să fim prieteni, măcar noi, lintă și cu mine. Dar tu nu vrei nici atât. Stăpânul meu, dându-și seama că nu-l va crede dacă îi va spune că unchiul ei e pur și simplu un om rău, i-a povestit pe scurt despre felul cum s-a purtat față de Isabela și despre mijloacele prin care a devenit proprietar la Wuthering Heights. Nu putea să vorbească prea mult despre Heathcliff, căci cu toate că vorbea rar despre vechiul lui dușman, resimțea față de el aceeași oroare și silă pe care le încercase la moartea doamnei Linton. Poate că ar mai fi trăit și acum," Dacă n-ar fi fost el. Era gândul amarnic care îl chinea neîncetat. În ochii lui Heathcliff era un ucigaș. Domnișoara Cathy, care nu știa ce o faptă rea, cu excepția neînsemnatelor ei acte de neascultare, nedreptate și furie, ce izvorau din firea ei pătimașă și necugetată, și de care se căia chiar în ziua când le săvârșea, fu imită de întunecimea unui suflet ce putea nutri și ascunde ani de zile asemenea sete de răzbunare urmărind apoi cu sânge rece îndeplinirea planurilor sale, fără cea mai mică mustrare de conștiință. Părea atât de impresionată și indignată de această nouă viziune asupra naturii omenești, ea nu învățase și nu auzise până acum despre astfel de lucruri, încât domnul Edgar s-o că nu-i necesar să mai vorbească despre acest subiect. Adăugă doar atât. De azi înainte vei ști, scumpa mea, pentru ce doresc să eviți casa și familia aceea. Și acum, întoarce-te la vechile tale îndeleniciri și distracții și nu te mai gândi la ei. Catherine își sărută tatăl și se așeză liniștită să-și vadă de lecții. Petrecu astfel două ceasuri, ca de obicei. Apoi îl însoți pe câmp și ziua se scurse în mod normal. Dar seara, după ce se retrăsese în camera ei și m-am dus să o ajut să se dezbrace, am găsit-o în genunchi, la marginea patului plângând. Vai, ce copil prost! Dacă ai avea vreun necaz adevărat, ți-ar fi rușine să-ți rosești lacrimile pentru asemenea prostii. Se vede cât de colo că nu știi ce înseamnă o adevărată durere, domnișoară Cathy. Ea închipuiește-ți o clipă că stăpânul și cu mine am murit și ai rămâne singură pe lume. Ce ai simțit atunci? Compară situația actuală cu o lovitură de felul acela și fi mulțumită de prietenii pe care îi ai. Nu râvni alții. Nu plâng pentru mine, Alan, ci pentru el. Spera să mă vadă mâine și va fi foarte dezamăgit. Mă va aștepta și eu nu voi veni. Prostii! Crezi că el s-a gândit la dumneata atâta cât ai gândit dumneata la el? Nu l-are pe hertă să țină de urât? Niciun om dintr-o sută nu plânge când pierde o rudă pe care a văzut-o de două ori în două după amieze. Lintă n-are să priceapă despre ce-i vorba și n-are să se mai gândească la dumneata. N-ar trebui să-i scriu un bilețel ca să-i explic de ce nu pot veni? Întrebă ea, ridicându-se. În felul acesta, i-aș putea trimite și cărțile pe care am făgăduit să i le împrumut. El n-are cărți frumoase și când i-am povestit cât de interesante sunt ale mele, a dorit tare mult să le aibă. N-ar fi bine, Alan? Nu. Nu, deloc. Atunci el o să-ți răspundă și povestea n-are să se mai isprăvească niciodată. Nu, domnișoară Catherine, legăturile acestea trebuie rupte în mod definitiv. Așa dorește tăticul și eu voi avea grijă să împlinesc dorința. Dar cum ar putea un bilețel? Reîncepu ea cu un glas rugător. Tăcere, să nu începem cu bilețelele. Urcă-te în pat. Mi-aruncă o privire foarte mânioasă atât de mânioasă, încât la început nici n-am vrut să o sărut și să-i spun noapte bună. Am învelit-o și am închis ușa foarte nemulțumită, dar la jumătatea drumului mi-a părut rău și m-am întors pășind ușurel. Și ce să văd? Domnișoara stătea la masă cu o foaie de hârtie albă în față și cu un creion în mână, dar dându-și seama că e vinovată, le-a ascuns numai decât. N-ai să găsești pe nimeni să-ți ducă scrisoarea, Catherine, chiar dacă îi scrii. Și acum am să sting lumânarea. Când am acoperit flacăra cu stingătorul, am simțit o palmă peste mână și am auzit-o exclamând o brasnică. Făptură răutăcioasă ce ești! Am ieșit din nou, iar ea, foarte prost dispusă și arțăgoasă, a tras zăvorul. Catherine și-a terminat totul scrisoarea și aceasta a fost dusă la destinație de un lăptar care venea din sat. Dar n-am aflat decât mai târziu. Săptămânile treceau și Cathy își recăpătase buna dispoziție. Dar îi plăcea din calea afară de mult să se furișeze singură în câte un colțișor și adeseori când mă apropiam de ea pe neașteptate, tre sărea și se apleca asupra cărții pe care o citea ca să o ascundă. Astfel am descoperit colțurile câtorva foi volante care ieșeau din filele cărții. Apoi își luase obiceiul de a coborâ în zori de zi în bucătărie și de a tândăli pe acolo ca și cum ar fi așteptat sosirea cuiva. Într-un birou din bibliotecă avea un mic sertar în care cotrobăia ceasuri de-a rândul și, a cărui cheie, o scotea cu grijă din broască ori de câte ori pleca. Într-o zi, pe când își aranja sertarul, am observat că jucăriile și fleacurile care îi alcătuiau până nu demult Conținutul fusese înlocuit de prin nenumărate bucățele de hârtie frumos împăturite. Curiozitatea și bănuiala mi se treziră. Am hotărât să arunc o privire asupra comorilor ei misterioase. Așa că seara, imediat ce ea și stăpânul se duse răsus, am căutat și am găsit printre cheile mele una care se potrivea în broască. Am deschis sertarul și am răsunat tot conținutul în șorțul meu. Apoi am plecat la mine în cameră ca să cercetez în voie hârtiile. Cu toate că bănuisem totul, am fost surprinsă când am descoperit un număr impresionant de scrisori. Cel puțin una pe zi. Răspunsurile lui Linton Heathcliff la scrisorile primite de la Catherine. Cele cu dată mai vechi erau scurte și timide, dar încetul cu încetul se transformase în adevărate scrisori de dragoste. Nebunești, cum era și firesc pentru vârsta celui ce le scria, dar având aici și colo fraze împrumutate, după părerea mea, de la cineva cu mai multă experiență. Unele dintre ele m-au izbit prin compoziția lor cu totul ciudată. Amestec de declarații fierbinți și cuvinte plate. Începeau sub impulsul unor sentimente puternice și se încheiau pe un ton afectat, în stilul încărcat pe care îl folosește un licean când îi scrie unei iubite imaginare. Nu știu dacă ele o mulțumeau sau nu pe Cathy, dar mie mi s-au părut niște fleacuri fără valoare. După ce am citit atâtea câte am socotit eu necesar, le-am legat într-o batistă și le-am pus la o parte. Apoi am încuiat din nou sertarul gol. A doua zi, după bunul ei obicei, tânăra mea domnișoară coborât de vreme și se duse la bucătărie. Eu am urmărit-o și am văzut-o îndreptându-se spre ușă, imediat ce sosi un anumit bilețel. Și în timp ce fata de la lăptărie îi umplea ulciorul, Catherine vârâ și apoi scoase ceva din buzunarul hainei băiețelului. Atunci am ocolit grădina și am așteptat curierul. Dar acesta se luptă din greu. Își vărsă chiar și laptele ca să apere cei se încredințase. Am izbutit însă să iau epistola și sfătuindu-l să se ducă de-a dreptul acasă dacă vrea să scape numai cu atâta, m-am oprit lângă zidul grădinii și am început să citesc compoziția sentimentală a domnișoarei Kathy. Era mult mai simplă și mai elocventă decât a ei, foarte drăguță și foarte naivă. Am dat din cap și am intrat în gândurat în casă. Cum ziua era ploioasă, Kathy nu putuie ieși să hoinărească prin parc. Așa că, după ce și-i și lecțiile de dimineață, încercă să-și găsească oarecare mângâiere recitind scrisorile din sertar. Tatăl ei ședea la masă citind, iar eu, făcându-mi din adins de lucru pe acolo, coseam niște franjuri la o perdea, dar nu o slăbeam din ochi, urmărindu-i fiecare mișcare. Nu cred că o pasăre ce s-ar fi întors la cuibul ei, lăsat plin cu pui ciripitori și l-ar fi găsit prădat, să arate o disperare mai adâncă prin țipetele și bătăile aripilor înspăimântate decât Catherine, printr-un singur Hah! și prin brusca schimbare a feței, până atunci plină de fericire. Domnul Linton își ridică privirea și zise. Ce s-a întâmplat, dragostea mea? Te-ai lovit?" Tonul și privirea lui o asigurară că nu el era cel care îi descoperise comora. Nu, tată," zise ea gâfâind. Ellen Alan, vin o sus! Mi-e e rău!" M-am supus și am ieșit împreună cu ea. O, oh, Alan, tu le-ai luat. Începui imediat și am rămas singure în odaie. Apoi căzu în genunchi. dă mi -le! și niciodată, niciodată n-am să mai fac. Să nu-i spui lui tăticu. I-ai spus lui tăticu, Alan, Spunem că nu. Am fost foarte neascultătoare, dar n-am să mai fac niciodată. I-am poruncit cu mare severitate să se ridice. Așadar, domnișoară Cathy, ați ajuns departe. Poate să-ți fie rușine de ele. Drept să spun, frumoasă grămadă de fleacuri studiezi în orele dumitale libere. Merită să le dai la tipărit. Și ce părere ai? Ce o să creadă stăpânul când i le voi arăta? Încă nu i le-am arătat, dar să nu-ți închipui cam să păstrezi secretele dumitale ridicole. Să-ți fie rușine, mai ales că dumneata ai fost cea care a început cu neghiobiile astea. Sunt sigură că lui nu i-au trecut prin cap asemenea lucruri. Nu eu, nu eu, zise Cathy plângând cu hohote. Eu n-am crezut niciodată că am să-l iubesc. Până când... Iubesc? Am strigat eu cu tot disprețul de care eram capabilă. Iubesc! Auzi, Colo, cine a mai auzit una ca asta? Aș putea spune că și eu îl iubesc pe morarul care vine aici odată pe ansă cumpere grâu. Frumoasă iubire, n-am ce zice. Și dacă adunăm ceasurile în care ai stat cu Linton, nu ies mai mult de patru. Astea nu sunt decât mofturi de ale voastre copilărești. Am să mă duc cu ele în bibliotecă și o să vedem ce spune tatăl dumitale despre asemenea iubire. Cathy sări să-și ia înapoi prețioasele scrisori, dar eu le țineam deasupra capului, apoi începură rugăminți frenetice. Să le ard, să fac cu ele orice, numai să nu îi le arăt domnului Linton iar eu, crezând că totul e o copilărie, eram deopotrivă dispusă să râd, cât s-o și cert. În cele din urmă, m-am îmbunat într-o oarecare măsură și am întrebat-o. Dacă voi consimți să le ard, îmi făgăduiești cinstit că n-ai să mai trimiți și n-ai să mai primești nicio scrisoare, nicio o carte, căci după câte văd i-ai trimis și cărți. Nici bucle de păr, inele sau alte jucării? Nu ne-am trimis jucării, Mândria ei birui rușinea. Așadar, absolut nimic, domișoară. Dacă nu consimți, plec îndată. Îți făgăduiesc, Alan, strigă ea prinzându-mă de rochie. Te rog, te rog, pune pe foc. Dar când m-am pregătit să iau vătraiul și să deschid ușa sobei, sacrificiul s-a arătat a fi prea dureros pentru ea. M-a implorat să cruț măcar unul sau două dintre ele. Unul sau două, Ellen, strigă ea, să le păstrez pentru dragul lui Linton. Am deznodat batista și am început să arunc scrisorile în foc, ținându-le de câte un colț. Flăcările începură să le răsucească spre coș. Vreau să păstrez una, vrăjitoare nemiloasă ce ești, țipă ea vârând mâna în foc și scoțând câteva bucăți de hârtie pe jumătate arse. Foarte bine! Am să păstrez și eu câteva ca să le arăt lui tăticu. I-am răspuns punând în bocceluță scrisorile rămase și îndreptându-mă din nou spre ușă. Cathy aruncă iarăși în flăcări bucățelele de hârtie negrită, făcând un semn să duc jerfa până la capăt. Așa am și făcut. Apoi am amestecat cenușa și am îngropat-o sub o lopată plină de cărbuni. Catherine, simțindu-se profund rănită, S-a retras în ei fără a rosti un singur cuvânt. Am coborât să-i spun stăpânului că indispoziția domnișoarei a trecut aproape complet, dar sunt de părere că trebuie să stea puțin întinsă. Ea n-a vrut să mănânce, dar a coborât de la ceai. Era palidă, avea ochii roșii și părea uimitor de supusă. A doua zi de dimineață am răspuns eu la scrisoarea sosită în ajun, scriind pe bucățică de hârtie, domnul Heathcliff este rugat să nu-i mai trimită bilete domnișoarei Linton, deoarece nu le va primi. Și de atunci, băiatul veni după lapte cu buzunarele goale.